Inadmisibil! Ce s-a întâmplat, domnul Dumitru? În lista celor mai bogați oameni din lume, eu am coborât tocmai la locul 15! Incredibil! Viața aceasta este instabilă, domnule Dumitru! Știu! Și trebuie să acționez! Anul ăsta le arătăm lor tuturor! Salut, dragule! Ce căldură e în bolidul tău! Nu mai puteam! Și am spus șoferului, iarna trebuie să schimbăm mașina! Ce-i cu tine, dragule, astăzi? Parcă nu ești în apele tale! Nu cumva ești supărat pe mine? Nu-ți face griji! Piața aceasta mă indignă! Nu înțeleg nimic! Poate să-ți facă o cafeluță? Ce zici? Fă-mi, te rog! Da, bine! Dă să te pup! Imediat vin cu cafeluța! Melissa, unde ești? Doamna Luminița, eu sunt aici! Fugulița la mine! Da, ce doriți? Imediat faci un cappuccino și îl pui aici pe masă! Bine, așa fac! Aici! Și pe joc... E gata? Imediat! Greu te mai miști, mai rapid! Da, am înțeles! Da... Într-un singur an, 7 locuri în jos! Trebuie de acționat. Cappuccino este gata! Am spus să mi-o dai mie. De ce o duci tu? Scuzați. Ești liber. Dragule, ține și cappuccino, mult dorit. E foarte delicios. Da. Mulțumesc. Cu plăcere. Sper că nu e cu zahăr. Nu, fără. Așa cum îți place ție. Cine mă sună? Chiar în prima zi a mea de vacanță mă sună cineva. Știi ce? Rab de totul. Ai vacanță? Ce zici să ne distrăm regește? Asta cum propui? Să mergem la shopping și să cheltuim o groază de bani. Păi ai fost la shopping săptămâna trecută. Și acum tot de acolo vii. Oare nu te plictisești? Da, dar s-o facem pentru tine, dragule. Tu știi că mie nu-mi place să merg la cumpărături de terfie. Am un costum, o cămașă și mi-ajunge. Dar hai să cumpărăm pentru mine, să-ți fac ție pe plac. Să arăt bine așa, pe lângă tine. Am înțeles. Și eu deja m-am plictisit de fiecare dată să cheltuim bani cu sacii. Trebuie deja ceva să inventăm, nu? Poate mergem în Maldive? E altceva? Da, dar în Maldive tu ai fost săptămâna trecută. Păi suntem atât de săraci ca să mergem doar o dată în săptămână în Maldive. Am înțeles. Spune cât? 2 și ia în sapiu. Bine, mulțumesc! Cu plăcere! Ups! Iubitule! Dar care este codul? L-a uitat! Of, chiar e atât de greu să reții! Este ziua mea de naștere! Da! 8, 2...
Cineva sună la ușă. Dragule, astăzi avem oaspeți și eu nu știu? De ce nu m-ai preîntâmpinat? Nu sunt pregătită de fel! Eu pe nimeni n-am așteptat. Melissa, te rog verifică cine a venit. Chiar acum. Stai puțin, mă duc să mă schimb, nu te grăbi. Dacă mă vede în halul ăsta. Sigur, sigur. Mai încerc și eu. Un boschetar, ce mai vrea și ăsta? Bună ziua! Bună ziua! Ce doriți? Eu îl caut pe Dumitraș! Este acasă! Stați! Ce să stau? Este fratele meu! Domnul Dumitru se va supăra că v-am permis să intrați! Stați aici sau ieșiți afară! Cum să se supere? Eu sunt frățiorul lui drag! Unde este? În casă? Intrați, veniți încoace! Dumitraș! Am uitat! Bine că a plecat! Și-a uitat plasa! Sunt afară! Ce e acolo, Melissa? Ce se întâmplă? Nu-i nimic, domnule! Cineva a greșit! Vino înapoi! Ce cu tine? Nu am înțeles! Cine e asta? Melissa, cui ai permis să intri la mine în casă? Un boschetar? Ce boschetar, frățioare? Sunt fratele tău, Mirciulică! Ce prostii vorbești ăsta? Mă scuzați, domnul Dumitru, dar el a forțat ușa! Cine e acolo? Cine a venit la noi? Un boschetar, Luminițu! Decât să te chitești, mai bine cheamă paza! Frățioare, de ce să chem paza? Lasă ușa deschisă și întinde masa! De ce mă numești tu pe mine frățioare? Eu n-am frați! Încă nu m-ai recunoscut! Iacob! E să te cuprind! Stai! De la tine miroase sărăcie! Acum te vei seca de minte! Nu e frumos să vorbești așa cu rudele, Dumitraș! Rudele? Dumitru, cine e ăsta? Nu ăsta, dar Mircea Ioan, fratele lui Dumitru. Niciun fel de frate. Du-te un pic mai la o parte. Wow, ce casă mare. Da, nu m-am așteptat de la tine. Dar mirosul este îngrozitor. Dar voi deloc nu economisiți lumina! Câte becuri! 1, 2, 3, 4! A venit aici să numere becurile! 20, 50, 60, 70! Peste 100! O să vină niște facturi că o să vă cadă plombele! Știi ce? N-ai ce-mi face tu mie aici calcule financiare! De asta mă ocup eu în casă! Bine, cum zici, frățioare! Wow, ce pat mare! Mă pune mâna murdor pe el! Tu știi că e cel mai scump pat din lume, l-am cumpărat săptămâna trecută! Mă pune mâna pe el că-l murdărești! Nu te așeza pe el! Nu! Du-te încolo! Dumitru, cum îți permiți tu să vorbești cu o rudă în așa hal? Știi ce? Ieși din casă chiar acum! Este ultima mea avertizare! Dacă nu, chem paza! De ce vorbești așa, frățioare? Ce fel de frățior? Cum sunt eu și cum ești tu? Da, te-ai schimbat tare! Te-a stricat orașul! Nu m-a stricat nimeni! Cel puțin, de la mine mirose frumos! Nu că de la unii! Gata! Răbdarea mea s-a epuizat! Eu chem paza! Stai, frățioare! Pune telefonul la loc! Stai să-ți arăt ceva! Ce vrea să-mi arate el? Aici erai! Ia, privește tu aici! Ce e asta? Certificat de naștere. Mele mii, numele meu, Mircea. Aem așa neamuri noi? Mircea?
Acum ai văzut? Nu știu, este o greșeală. Ce greșeală? Totul este de umbrat. Ia să te iau în brațe. Lasă-mă, frățioare, nu mai lua în brațe. Da. Luminița, adă banii, fac un plec de vânt. Mi se face rău. Aduc, aduc, iubitule. E mai bine? Nu știu. Nu m-am așteptat la așa întorsătură. Și e unica zi liberă în viața mea. Dar certificatul pare a fi adevărat. Da. Și părinții, da? 9 septembrie. Nu înțeleg nimic. Să mă așez bine. Frățioare, acum vom trăi împreună bine. Eu și așa am trăit, nu rău. Adă banii ce îmi coace. Da, vin. Stai puțin, dar eu nu te cunosc de undeva. Parcă-l știu. Cum nu mă cunoști? Semănăm liit, avem același tată. Nu știu eu. Știi ce? La maternitate eu am fost singur. Singur am crescut și singur am fost la părinți. Cum vorbești, frățioare? Părinții au ținut în secret. Am fost cam bolnavior. Și ce schimbă asta dacă ai fost bolnavior? Am fost doar prin spitale. Și de aceea ne-am întâlnit foarte rar. Ia-ți certificatul ăsta și ieși din casa mea, ține! Nu ne-am văzut chiar niciodată! Nu spune minciuni! Nu! Hai, nu plânge atâta! Mergem la stare civilă și aflăm adevărul despre fratele ăsta al tău. Este sau nu-i? Bine, frățioare, am înțeles. Ai venit la oraș, te-ai îmbogățit. Și nu-ți mai pasă de rude. Nu-l asculta! Vorbește prostii! Probabil și aluniță de pe mâna ai șters-o. Despre ce aluniță vorbește? Stop! Stai un pic! Stai! De unde știi despre aluniță? Probabil ai scutură pe internet, da? Ai căutat despre mine informații, da? Aha, atât de mult am căutat că și la mine a apărut. Cum? Că și la mine? Plec eu afară, probabil este rece, dar am eu carton. Stai un pic! Așa stai aici? Și așteaptă! Nu ești azi afară! Bine, frățioare, eu sunt aici, te aștept! Și nu mă mai numi așa! Ce, iubitule, ai scăpat de cerșetor! Nu-l numi cerșetor! Și nu aprecia oamenii după haină! Dar de ce el încă este în casa noastră? Nu a noastră, dar a mea! El aici va locui câteva zile! Chiar așa? Mulțumesc, frățioare! Eu cu el în casă nu stau! Fă ce vrei! Ție nu-ți pare nimic? Acum și-ți iau toți banii! Eu am glumit, Dumitroș! Va locui! Poate să stea și o lună aici, cât are nevoie! Eu am glumit! Va sta și o lună dacă trebuie! De ce stai acolo? Intră în coace! Da! Eu vin deja! Cum te cheamă, ai spus? Mircea. Fă cunoștință. Mircea, Ion, Milimi, Luminița. Îmi pare bine de cunoștință. Asta e soția ta? Așa, aproape. Cum aproape? Încă la toamnă ai facem. Ai promis că facem multă. La toamnă, da, la toamnă. Da, sunt soția lui. La toamnă. La toamnă. Și unde să stau? Cred că nu pe carton. La început, du-te în bucătărie.
Și mai apoi mai vedem noi. Lasă cartonul cel aici. Uite, tu ești ca un pai și când ești singur, te rupi foarte ușor. Eu sunt pai? Atunci tu ce ești? Eu încă unul și când suntem împreună, nu se rupe una cu două. Asta aveai în vedere. Uite, tu ai casă, bani, mașini. Da, și nu numai. Dar eu am cămașă, șapcă și suflet. Suntem bogați. Da, într-o anumită măsură, așa este. Auzi, domnul Mircea, dar tu de mult umbli așa din casă în casă și tot îl cauți pe domnul Dumitru? A? Ia spune. Știi ce, Luminița? Dă-i pace! Vezi că eu obosit de la drum! Tu mai bine dă-i prin casă cu aspiratorul! Uite, acolo sunt urme de pitișoare! Da, tu! Dar ce? Melissa! Hai, anot la masă! Da, într-adevăr am obosit! Și probabil îți iese foame! Acuși facem noi comandă online! Și ne expedează chiar acasă! Voi așa la oraș? Nu știți nimic să faceți singuri! Ia să văd ce am eu în geantă! Uite, eu astăzi sunt livratorul! Cozonac de casă, de la mama! Și l-a pus în pungă să nu se usuce! Și de când e cozonacul ăsta? Stai că mai am încă ceva! Și covrigi! Direct de la noi din fabrică! De la sat! Luminița, ia vezi ce avem noi prin frigider! Lasă astea, cine știe de când sunt ele. Și fă-i un ceai! Da, fac și ceai și mâncare vă pun pe masă! Dar ceainicul trebuia să-l pui o oră jumătate la fiert. Cum o oră și jumătate? Păi în 3 secunde e gata! Cum 3 secunde? Ce fel de cuptor aveți voi? Cuptor? Pentru ce? Avem aparat! Dar unde băgați acolo lemnele? Să ardă focul și să fierbă apa! Da, frățioare! Ai rămas cu mult în urmă! Acesta este un aparat electric! Ce fel de lemne? Asta cum? Cântul în jur? Îl arunci în găleata cu apă și îl fierbe? Ceva de genul! Cum să văd? Ăsta e un telefon! Are butoane și de pe el sunați? Nu este niciun telefon. Este un aparat care face cafea, ceai, cappuccino. Cappuccino, lapte cu cafea. Cu cafea? Ce prostii beți voi. Hai că îți fac un ceai de mușețel. Vrei? Da. Și voi strângeți un mușețel? Da, strângem. De la magazin. La voi la magazin? Crește mușețel? Nu numai mușețel, de toate! Dar la noi doar buriene. Acolo pas vacile. Auzi, Mircea Ioan, dar de unde vii tu? A? Cum de unde? Din Munții Carpați, tocmai de la 3000 de metri. Dar zăpadă, anul ăsta e ioc. Da, și noi anul ăsta la schi am tot căutat, abia le-am găsit. Da, eu acolo trăiam cu mama. Dar acum cu fratele meu aici. Temporar ai vrut să zici aici. Luminița, nu te mistica! Te-ai pus la tăfas cu noi! Ți-am spus, pune ceva mâncare pe masă! Da, imediat, pun! Nu m-am venit obosit de la drum! Apropo, cum ai ajuns până la noi? Am mers cu calul lui Vasile până în satul Icin și de acolo am luat trenul. Cu trenul? Da, după aceea am luat autobuzul. N-a fost lung drumul. Și după aceea 2 săptămâni pe jos. Cum? Ai mers pe jos 2 săptămâni? Ia și mănâncă. Păi, și de ce am vrut să mă văd frățiorul? Băiete, dar tu știi că cu gura plină nu se vorbește. Înghite din gura aia că nu înțeleg nimic ce vorbești. Ce spune ea? Tu mănâncă, nu-i atrage atenția. De fapt, eticheta spune că cu gura plină nu se vorbește. Uite, frățioare, acum la voi o să vă ție eticheta. Ești bine?
Iată, uite, spre exemplu, conform etichetei, în casă nu se stă cu șapcă. Bine, bine! Acum arată-mi, la care etaj voi trăi eu? Cum la care etaj? Aici pe canapea! Niciun fel de canapea! Mergi la etaj, acolo vei sta, acolo ți-e mai cald. Poftă bună! Ce fel de etaj? Unde plecați? Domnișoară, cu gura plină nu se vorbește. Eticheta? Am văzut că afară e în duloc. Cum îl cheamă? E cățelușa noastră. Calg în clei. Cum? Calg cu clei? Un fel de zburdă ca și calul. Și cu el te duci la arat, la semănat. Are el tot gazonul, fiecare zi, tot ară și ară. Hai, hai sus să-ți arăt. Apropo, masa e de marmură. Pe ea nu trebuie să pui mână. Rămân urme de degete. Și pe pat la fel. Este exclusiv. Nu pui mână. Să privești televizorul. Avem din ăsta în primărie. Nu pune mână. Ăsta e un canal special. Aici mult cum cresc acțiunile, bitcoin-ul și multe alte chestii. Trade marketing se numește. Da, nu pui mâna pe el, te rog frumos. N-am înțeles. Dar ce fel de casă ai? Ai de toate, dar n-ai voie să pui mâna pe nimic. Te greșești. Eu am voie. Restul? Nu. Uite, acolo este o oglindă pentru picioare. Acolo te poți uita. Oglindă pentru picioare? Dar eu pentru cap n-am nevoie. Cum n-ai nevoie? Să vezi cum se combină șosetele cu îmbrăcămintea, cu încălțămintea. Ce vorbești? Cum fără de oglindă la picioare? Dar de ce tu ai voie să pui mâna peste tot, dar eu nu? Parcă nu sunt bolnav. Știi, la început să nu riscăm, să te spălăm, să te curățim, te ducem la spa, la jacuzzi, hamam, saună, da, după ce poate câte un pic vei putea pune mâna câte un pic doar. Eu ham-ham nu vreau! Ce-i asta? Nu ham-ham, dar hamam! E așa o saună cu abur care te încălzește! Faci baia acolo, te speli! Aaa, ligian ai vrut să spui! Da, un fel de ligian, doar că e mai mare! Ei, domnule, dar nu vrei să-ți strângi gunoiul după tine? A? Care gunoi? Cartonul ăsta, plasa, miroase foarte urât din ea! Ce cu tine? Ăsta e un carton de la un frigider. Ce cât costă? Foarte scump. Și ce faci cu el? Cum ce fac? Dor pe el. Este cald și este mare. Zici că ține cald? Da, nu suflă deloc pe la spate. Poți să-l cerci. Și zici că e moale. Este mult căluț, dar nu ca acasă, din acela de paie. Și la noi n-are ce să sufle. Pardoseala este cu încălzire. Cum cald? Deja să văd. Într-adevăr, putem prăji aici un ur. Putem, dar tot mai bine e la bucătărie în tigaie. Hai, lasă. Într-adevăr, scoate cartonul ăsta acolo, după ușă. No, frățioare, am loc și pentru tine aici. Hai, ia loc. Lasă că eu stau aici pe canapea. La fel, e măricic așa. Pia zicei că nu este voie. Pentru sărăntoci nu, pentru noi da. Luminița, nu fi răutăcioasă. I-am promis, după ce îl spălăm și îl curățim. Uf, ce te pricepi tu! Auzi, Mircea, hai mai bine să-ți arăt restul casei. Ce? Asta n-a fost tot? Pentru ce să-i mai arăți? Vezi că oricum nu se pricepe. Îți va mai strica ceva pe acolo. Cș, hai mai bine cu noi! O ladă de fier! Și pentru ce are butoane? Ce-i asta? Asta e safiu! Noi acolo păstrăm! Nu-i nimic! Nu are nicio importanță! Nu noi, dar eu păstrez! Tu păstrezi! Haide-m sus! Și mai puțin explicații! Bine! Chiar sunteți stranii!
Uite, ăsta e locul unde probabil tu mergi o dată în lună. Maxim. Asta este baia noastră și fiecare are baia lui. Wow. Și de acolo cum curge apa? Simplu, la comandă sonoră. Cât pe ce să mă strofiască? Asta se numește casă inteligentă. Dar stinge odată apa asta. Se irosește în zadar. Oprim. Da, Dumitru pe baia aceasta a dat 10 milioane. Ce inteligentă este casa voastră. Mai deșteaptă decât voi. Da, am optat peste tot să fie totul inteligent. Păi ce prost poate să dea pe baie 10 milioane. Bine, hai schimbăm tema și mergem mai departe. Hai, hai mergi. Parcă-l costumă și mai scumpă. Hai mai bine să-ți arătăm mândria noastră, dressing-ul. Intră! Ai văzut câte haine? Voi ce? Vă mândiți cu cârpele astea? Ce fel de cârpe? Este ultimul răcnet al modei! Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Gucci, Tommy Hilfiger... Uite așa, câte avem aici! Armani, Adidas, Nike, Puma! Tu știi ce branduri sunt astea? Fiecare costă cel puțin 1 milion! Aaa, și hainele la fel sunt inteligente! Mai deștepte decât voi! Spre exemplu, uite ce papuci am eu! Lacoste! Ai pupat papucii! Știi ce? Am o pereche de caloși. Dacă vrei, poți să-i pupi și să-i cumperi. 1 milion costă. Ei, nu pune tu caloșii și cu astea. Au talpă ortopedică. Da, dar caloșii mei sunt rezistenți și la noroi și la zăpadă. N-ai eu nevoie de caloșii tăi. Bine, ți dau 1000. Hai, cumpără-i. Doar de pentru tine. Lasă tu caloșii și hai să-ți arăt dormitorul nostru. Hai! Hai să mergem! Hai și tu ce stai acolo! Uite, acesta este dormitorul nostru! Dar cea mai important să-ți arăt aici! Iată, te uiți încolo, vezi Bucureștiul! Te uiți în partea cealaltă, vezi Chișinăul! Dar dacă drept înainte, vezi Băile Felix. Ce geam aveți? Da, și ăsta e patul cu saltea ortopedică. Special la comandă pentru mine. Da, pe luminița o doare spatele. Muncește toată ziua. Și am făcut o saltea, anume după spatele și pentru spatele ei. Cum? Pas special pentru un anumit om? Ce? Unde sunt paiele? Da, fără paie. Voi de la oraș vă ieșiți de minți. Uite, aici avem un televizor. Chiar la pat se vede bine. Acolo o oglindă pentru picioare. Ce ești televizor? De la antenă? De la două televizoare se vede absolut deloc bine. Asta e televiziune digitală. Poți să ai și 100. Noi în casă avem 30. Ce suflă pe aici? Și cal? E hogeacul? Nu e hogeac, e ventiloconvertor, adică climatizator. Nimic n-am înțeles. Ai vrut să zici hogeacul? Da, un fel. Și așa e prin toată casa. Cât etaje are casa voastră? Nu vă doare picioarele de atâta urcat? Nu, păi de regulă noi folosim liftul în casă. Lift? Ce e aceea? Las că data viitoare îți arăt. Tu privește câte luminițe are acolo. Acele sunt uzinele, fabricile noastre. De grabă vor fi toate lumele. Tu ce? Vrei să cumperi un oraș întreg? Ai, un oraș? Pentru ce mie? Terenuri, uzini, case. Tot ce este mai scump. Asta se numește business. Îl cumperi mai ieftin, îl vinzi mai scump. Adică să măgești lumea! Cum să măgești? Să investești, domnule! Hai la
așa tu business-uri? Mai bine să-ți arăt cum trăim noi. Păi toți ți-am văzut cartonul. Cartonul este floare la ureche. Veniți să vă arăt.